cealaltă farfurie de 15 puncte este farfuria lui Cristi. Senzațională farfuria, foarte gustoasă, cel mai bun preparat din toate. Ce este, băi? Hei, salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să fac acea rețetă de clătite pe care voi mi-ați cerut-o de foarte mult timp și am primit foarte multe mesaje că vreți să faceți și voi aceste clătite pe care le-am făcut în concurs. Toate ingredientele le veți găsi în descriere. Hai să-i dăm bătaie! Pentru această rețetă vom avea nevoie de mai multe componente. Trebuie să facem o cremă de vanilie, trebuie să facem un sos de piersici cu mentă, trebuie să facem o cremă cu mascarpone pentru clătite. Vom începe cu crema de vanilie. Avem nevoie de oală în care punem 500 de ml de lapte, punem laptele la fiert. Până când laptele se încălzește, voi avea nevoie de un bol în care trebuie să pun 3 gălbenușuri de ouă. Peste aceste gălbenușuri trebuie să pun 2 linguri de zahăr, peste care voi pune 15 grame de amidon de porumb și 5 grame de făină. Și 2 pliculețe de zahăr vanilat. Amestecăm aceste ingrediente. Iar acum trebuie să mai așteptăm puțin până când laptele este foarte fierbinte. Atenție să nu lăsați laptele să fiarbă, doar să fie foarte, foarte fierbinte. Vom adăuga puțin lapte fierbinte și amestecăm puțin, după care mai adăugăm puțin lapte și din nou amestecăm. Și acum putem să turnăm și restul. Amestecăm bine în acest bol, iar acum punem absolut toată această compoziție înapoi în oală. Înapoi la foc și trebuie să amestecăm până se îngroașă foarte bine, la fel ca și o pudingă. O las să fiarbă aproximativ 30 de secunde, 1 minut, după care îl voi lua jos de pe foc și voi adăuga puțin unt pentru cremozitate. Unt cu o cantitate de 82% grăsime, din care voi lua o lingură de unt. Amestecăm bine până când acest unt se topește. Untul s-a topit, lăsați această cremă la temperatura camerei pentru aproximativ o oră, după care o puteți pune la frigider pentru încă o oră. Voi folosi o folie de plastic cu care voi acoperi această cremă să nu se formeze o coajă deasupra ei. Am terminat cu crema de vanilie, urmează să facem aluatul pentru clătite. Un ou, făină, lapte, sare și zahăr, puțin ulei. Simplu. Făina în bol. Peste făină voi sparge un ou. Voi adăuga o linguriță de zahăr și puțin sare. Voi adăuga și laptele, puțin câte puțin. Și amestec bine, bine, să nu se formeze cocoloașe. Urmează să pun puțin ulei. Dacă punem ulei în compoziția de clătite și amestecăm bine, când facem clătitele în tigaie, nu mai avem nevoie să punem ulei în tigaie. Voi lăsa această compoziție să stea aproximativ o oră, așa clătitele vor ieși perfect. Am terminat cu aluatul pentru clătite, am terminat cu crema de vanilie, acum urmează să facem și umplutura. Voi folosi această cremă de brânză, îmi place foarte mult și asta am folosit-o și în concurs. Punem și mascarpone, stafide și 2 plicuri de zahăr vanilat. O lingură de zahăr și puțin lapte și coaja de la o lămâie. Urmează să amestec toate ingredientele, amestecăm ușor până când vom obține o cremă. Mamă, ce bună e! O punem deoparte și după urmează să facem un sos acrișor care merge foarte bine cu această cremă. Avem nevoie de o piersică și 5 caise. Voi scoate sâmburii. Urmează să tai caisele și piersicile în bucăți mai mici. Caramelizez piersica și caisele într-o tigaie. Punem la foc. În tigaie voi adăuga 2 linguri de zahăr, peste care voi pune piersicile și caisele.
Trebuie să aștept până când zahărul se topește, după care fructele o să înceapă să se caramelizeze foarte bine. După ce fructele s-au caramelizat puțin și zahărul s-a topit, desigur, urmează să adaug puțin coniac să flambez aceste fructe. Acest coniac va da o aromă unică, să zic așa, acestor fructe. După ce am flambat, urmează să adaug și apă să se formeze sosul. Aștept ca acest lichid să se reducă pentru aproximativ 5 minute. Stingem focul și cu ajutorul unui blender facem sosul. Eu voi folosi un Thermomix pentru a face acest sos. Este un blender foarte, foarte puternic, dar voi puteți să faceți cu orice alt blender acasă acest sos. Punem câteva frunze de mentă proaspătă și să punem acest blender în funcțiune. Îl lăsăm un minut în blender pentru a obține un sos foarte fin. Sosul este gata, așa arată el, foarte cremos și miroase extraordinar. Este acrișor, este foarte fresh, prăjim și migdalele, migdale feliate foarte subțire. Atenție mare, nu dați focul foarte tare deoarece se pot arde foarte repede. Până când migdalele se prăjesc așa încet încet, eu voi zdrobi câțiva biscuiți cu ajutorul unui mojar. Acest desert este foarte cremos și am nevoie de mai multă textură, așa că trebuie să adaug și ceva crocant. Luăm o banană, o tăiem în bucăți mici, le punem pe o tavă, puțin zahăr peste și cu ajutorul unui arzător caramelizăm zahărul. Se caramelizează foarte, foarte repede. Gata! Avem toate ingredientele pregătite. Facem o foaie de clătită și după montăm farfuria. Punem această cremă de brânză cu mascarpone și stafides pe clătită. Rolăm această clătită. După care, cu ajutorul unui cuțit, vom tăia 3 bucăți. Vom folosi doar partea din mijloc a clătitei pentru un aspect mai frumos. Pentru decor, voi folosi căpșune și coacăze proaspete și un pic de frunză de mentă. Farfuria este gata, sper ca și voi să încercați această farfurie la voi acasă, deoarece este o rețetă foarte simplă. Toate ingredientele pentru această rețetă le veți găsi în descriere. Dacă v-a plăcut această rețetă și vreți să vedeți și mai multe rețete, atunci vă rog să scrieți în comentarii ce fel de rețete ați dori să vedeți. Pentru mai multe rețete gătite de mine, abonați-vă pe canal. Ne vedem la următorul episod. V-am pupat!